Persoanele private de libertate de la penitenciarul din Brăila au avut astăzi bucuria de a se închina la icoana ce adăpostește o părticică din moștele Sfântului Ierarh Nectarie din Eghina. Aceasta a fost adusă aici spre închinare din patrimoniul sacru al Arhiepiscopiei Dunării de Jos. Întâlnirea a fost și prilej de rugăciune, dar a avut și un aspect caritabil, deoarece preoții le-au adus celor de aici daruri. Întâlnirea a început cu slujba acatistului Sfântului Ierarh Nicolae, urmată de o slujbă de pomenire pentru cei ce au pătimit în temnițe și pentru făuritorii Marii Uniri de la 1918. Persoanele private de libertate s-au închinat la icoana ce adăpostește o părticică din moaștele Sfântului Ierarh Nectarie din Eghina. Apoi, în capela Sfinții Apostol Petru și Pavel din incinta penitenciarului, cei 100 de deținuți au primit daruri, obiecte de igienă personală, fructe, cărți de rugăciune și icone. Astăzi, prin implicarea parohilor din protopopiatul Brăila, am reușit să mergem la cei care nu sunt cercetați de familii. Astfel, un număr de 300 de persoane private de libertate au beneficiat de mângâierea, să spunem așa, a bisericii prin o serie de daruri care au fost oferite cu acest prilej pentru ca bucuria Sfântului Ierarh Nicolae să fie amplificată și în aceste locuri în care sunt acești oameni. Este o bucurie pentru noi să le fim alături. Am avut posibilitatea să ne rugăm împreună astăzi prin citirea acatistului Sfântului Ierarh Nicolae. În an de centenar ne bucurăm să avem alături de noi, pentru a noua oară, atât în mijlocul cadrelor, cât și în mijlocul deținuților, pelerinașul Sfintelor Moaște. De asemenea, prin darurile duhovnicești primite de către persoanele private de libertate aflate în acest așezământ de detenție, se creează o punte de legătură între penitenciar, comunitate și Sfânta Biserică. Iată că și în acest an, cu prilejul sărbătorilor, manifestărilor religioase, cu prilejul sărbătorii Sfântului Ierarh Nicolae, preoții, reprezentanții ai Arhiepiscopiei Dunării de Jos, au venit încă o dată să aducă bucurie și nădejde în sufletele celor aflați în suferință. Programul a continuat cu un concert de colinde oferit de persoanele private de libertate în prezența oaspeților și a conducerii penitenciarului.